Primarul Ion Lungu a anunțat miercuri că lucrările de mansardare a școlii gimnaziale numărul 8 din cartierul George Enescu din Suceava sunt în plină desfășurare. Primăria a realizat deja montarea grinzilor metalice, cunoscute și sub denumirea de ferme metalice, pentru structura de rezistență a mansardei. Edilul Sucevei a declarat că obiectivul este ca acoperișul să fie finalizat până la venirea sezonului rece, urmând apoi să se lucreze la compartimentări și finisaje. Mansarda va fi structurată identic cu etajul 2 al clădirii existente, oferind astfel 6 săli de clasă suplimentare, o sală multifuncțională și 2 grupuri sanitare pentru elevi. Contractul pentru lucrările de mansardare a fost semnat în luna februarie. Valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, este de 5.915.410,69 de lei, iar această sumă este asigurată din veniturile proprii ale primăriei Suceava. Prin această investiție, autoritățile locale își propun să îmbunătățească infrastructura școlară, oferind elevilor și cadrelor didactice un mediu modern și confortabil pentru desfășurarea actului educațional. Finalizarea mansardării școlii gimnaziale numărul 8 va contribui la creșterea capacității de învățământ și la îmbunătățirea condițiilor de studiu. Un proiect la care se lucrează destul de bine este mansardarea, sau se lucrează la mansarda a școlii gimnaziale numărul 8 din Suceava. Acolo s-au pus schelete metalice, ferme metalice. Urmează în perioada următoare să se închidă acoperișul și sigur că constructorul, urma vizită pe care am avut acolo, m-a asigurat că într-o lună de zile cam pot să fac acest lucru și după care sigur să poată trece la partea de compartimentări și la partea de finisaje. Este o lucrare importantă a primăriei. Școala generală numărul 8 din cartierul George Enescu este o școală performantă în orașul nostru, o școală cu mulți copii și solicitări de tot mai mulți copii ca să vină la această școală. De aceea, așa cum am făcut la școala generală numărul 10, am mansardat-o din Burdujeni, la fel avem școala generală numărul 11, tot din Burdujeni, și mă refer școli mari, așa cum este școala numărul 8 prinsă pe fonduri europene, și școala numărul 8 avea nevoie de această mansardare.